Cele 6 autoturisme au intrat în posesia IPJ Gorj, urmând să fie repartizate în cadrul departamentelor deficitare. 6 autospeciale Volkswagen Polo au fost repartizate polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj pentru a fi folosite în misiunile rutiere desfășurate pentru siguranța participanților la traficul rutier. Autospecialele nou intrate în dotarea IPJ Gorj sunt prevăzute cu sisteme optico-acustice destinate activităților de poliție rutieră. Acestea vor fi repartizate în cadrul structurilor de poliție rutieră pentru desfășurarea unor activități de siguranță a traficului rutier și pentru fluidizarea traficului. De asemenea, au fost prevăzute sumele de bani necesare montării sistemelor optico-acustice pe autospecialele intrate în acest an în dotarea IPJ, fără echipamentul adecvat. Programul de înnoire a parcului auto inițiat de Ministerul de Interne a debutat în 2014, când Poliția Română a fost dotată cu 257 de mijloace de transport destinate muncii operative, dintre care 15 motociclete. De la începutul anului 2015 au fost repartizate încă 2386 de vehicule destinate structurilor operative și celor de ordine publică.